Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Rage Face Love Story, care încearcă să fie un fel de Troll Face Quest. Mai ține cineva minte seria noastră de jocuri cu Troll Face Quest? Haideți că trebuie să știți, au fost o groază de episoade. De fapt, nu știu sigur dacă mai întâi a apărut Troll Face Quest și apoi jocul ăsta, poate e un joc mai vechi și nu știm noi de el. Poate Troll Face Quest l-a copiat pe ăsta, deci nu o să mai zic nimic, dar pentru că noi am jucat prima dată Troll Face Quest, jocul acesta este asemănător cu acela, ca să înțeleagă toată lumea. Haideți să dăm play și cum funcționează. Sunt 3 capitole, văd că al 4-lea încă nu a apărut, Coming Soon, ok? Și o să începem cu primul capitol, care am văzut eu că are undeva la 14 sau 15 nivele. S-ar putea să facem câte un capitol pe episod, nu știu, să vedem cam cât ne ia. Haideți să începem cu primul nivel. Ok, arată destul de binișor jocul, nu are grafici chiar de urâte, chiar dacă în meniu acolo era puțin așa mai lăsat de dorit, să zic. Așa. Swipe. Că nu mai știu să vorbesc. Apasă. O, doarme. Cine a mâncat Joseta? A, visa ceva și l-am trezit. Ok. Am înțeles. Get stuck, you can tap here to use hint for help. Oh. Ce troll, am înțeles. E nervoasă pisica, ok. Dă-mi mie pizza aia. Nu vreau. Oh, ce e asta? Ceva pâine pe jos. Un tomberon, oh, un măr. Nu, mi-a spart fața. Hai să mai încercăm o dată. Soarele. A plecat. Ok. Oh. Ce naiba. Umoră pisica. Get stuck? Nu, nu vreau să folosesc chestia aia, că îmi dau seama și singur. Ce e asta? Ah, speria pisica. El e un șarpe sau ce? Have fun? Ok, nu dăm acum stele. Oh. S-a înnecat. Trebuie să-l ajutăm să treacă podul. Nu știam cine ai băie. Adică, ok, presupun că pare ca un pod. Wow, stai puțin. Cred că poți să tragi caracterul? Cine băi aici? Un ursuleț? Opa! Vreau și o hack-uri de-astea în viața reală, să mă tragă cineva dintr-o parte în alta. Oh, ia uite pisica, e farm numărul 1. Ok, sticle de apă. Trage la coș! Oh, trebuie să ține apăsat, ok. La maxi? Oh, da, ai forță, nu glumă. La fel. Come on, atras la fel. Nu cred că e asta soluția. Na, sunt sigur că nu e asta soluția. Da. Cred că dacă treci de o limită, cred că trage ori aici, ori în spate. Ok, nu vreau să folosim codul. Poate, ok. Poate tragem coșul la noi. Au. Oh. 2 puncte. Ce troll ești. Și face selfie. Ce bot de cal are soarele, ești nebun. O barcă. O, e în prăpastie. Ce nebă, e? Unul din 7, am găsit un secret. Am o bărcuță. S-a înnecat bărcuța. S-a scufundat. Nea. O, ce nebă am făcut? Ce bă, la un castor, regine. S-a mișcat ceva. Oh, ok. Făcea live pe Facebook. Bun. New Ufon 7, care arată ca o ceapă. Oh, am găsit al doilea secret. New Ufon 7. Sale. Sailed. Fă ceva. Nu poate să mai trag de la stânga la dreapta. Boing. Ok. Poate trebuie să țin apăsat. Poate trebuie să trag. Ce trebuie să fac? Ok, hai să folosim hintul. Ajută-mă. Oh. Ne-a dat chiar 2. Ne-a și zis să tragem într-o parte. Ok. Presupun. Deci trebuie să dai click pe în detaliu. Na, că a mers. Deci l-am apărat. I-am acoperit gaura cu un alt ufon. Pisica negădilă? Ce e o pisică bună? Nu, nu mai ești o pisică bună, de ce simte asta? Ce ne va ieși din monitor? Ceva mai mâncat aplicațiile de pe monitor? Stai puțin, că parcă e facecam-ul prea sus, ceva de genul ăsta.
E ok, nu trebuie să-mi vedeți părul. 1-8, naiba s-astea. Fetițe. Fetițe fetișcane. Nu ai mângâia pe degete pentru că nu ești o pisică bună. Știm. Te-am testat și ne dezam... Șobolan! Come on, te întoarce aici. Ah, că dacă ești jucărie, șobolan, era adevărat. Ok. Habar n-am. Ce naiba trebuie să fac? Șobolanul nu merge. Mouse-ul nu merge să-l trag. Pare să țin apăsat? Oh! Și acum pot să scriu la tastatură? Am înțeles. Am primit o cheie. Ce? E un... nu știu ce era cheia. Keep working and don't touch the phone. Să n-atingem telefonul. Ok, hai să n-atingem telefonul. Note 7. Face cumva mișto de Note 7 cu E? Hai să așteptăm. Eu cred că îmi face troll. Cred că trebuie să apăs pe... Să dau și sunetul mai încet să nu se audă în microfon. Oh, chiar nu trebuia să apăsăm. Ok, nu e rău. Oh, I am watching. Wait, what? Ok, sunt la muncă și fac altceva. Mă uit la fetițe, mă j... Ah, ți s-a pus pe ecran, ok. Încă o dată? Sunt la muncă, frumos. Fac. Muncesc din greu. Și acum mă joc. Nu! De ce a văzut nemernicul? Poate trebuie să dau click pe el? Aha! Și acum se încarcă. Poate trebuie... Ok, continuăm. Ce buze are! Oh my god! Ce naiba e asta? Și cum se uită așa cu ochianele. Pleacă, bossule! Ah, gata! Nu-i convine! Păi, ești nebun! Not work, back soon. Cred că ăsta ești tu acum când stai la calculator și uiți la video. Și mănânci. Apropo, poftă bună. Trebuie să mănânce cineva când se uită la videoclipul acesta, nu? Deci cu plăcere. Cineva... Ok, încă o dată. Deci are un controller, un cablu. Credeam că am mâncat, dar cine-i bă aia? Mucegai, cine-i bă mănâncă? Oh, i-am dat mai multă energie. Nu! Nu voiam să dau restart. Credeam că trebuie să mai apăs aici. E maniac! Garet! Ok, bă, nu-i chiar așa rău jocul. Ce părere aveți? Fun free. Bere. Ok, du-te. Ah, e un... Ah, nu sunt uși, e un desen. Suc. Nu vomita pe mine. Ah, un șobolan. Habar n-am. Ok, deci nu pe coșul ăsta. Poate ceva cu desenul? Nu cred. Asta era. Cred că am dat aici la click-uri. Ok. Oh, câștigăm o jucărie. Apasă pe buton. E doar capul. Ah, credeam că e cu tot cu corp, dar nu. Ok. Trebuie să facem în așa fel încât să câștigăm jucăria. Ce nebă e asta? Hai să dacă mai găsim secretul ăla cu fata. Uite-l, 6 din 7, e că am ratat unul. Posibil. Oh! Ah, cred că trebuia să-l întorc. Ok, ok, cred că m-am prins. Ok, ok, deci trebuie să tragem ăla și acum să-l întorc. Aha, și l-am luat. Am trișat! Nu. Ce hamburger delicios. Vreau și eu, mi se face poftă. Hamburger cu niște cartofi. Cineva s-a întâmplat. S-a spoit. A pleznit, bă. Cum ne are ochiul într-o parte și nu într-o parte? Oare cum ne va vede? Ok. Cu asta gogoașă. Giant donut.
Hai să vedem, hai să comandăm fiecare lucru în parte. Asta nu e un pui întreg, e corect, că doar n-avea os în cap. Credeam că e un pui, dar nu, sunt ciortane de alea. Ok, bă, mi-e poftă de fast food, clar. Yikes, nu e bine. Ok, e târziu. Și acum mi se face poftă și mă culc cu pofta. Oricum e bine că îmi trece până mâine. Ce le-ai trebuit să fac? Oh. Bă, în jocul ăsta. Chiar că foarte multe au fost doar să tragi într-o parte. Oh. Show circus. A, la circ cu clown și nebuneli. Ok, deci daily life, circus și Halloween. Habar n-am, v-a plăcut? Primul capitol din joc? Hai să facem primul nivel să vedem care e faza. Ok. Un clown nebun. Zboară mașinuța. Să ne bea. Am găsit fata. Se resetează, deci nu le-am găsit pe toate, dar are cu ta. Am luat-o de aia, mi-am pus un măr pe nas. Și acum pot să intru? M-a prins, ești nebun? Asta a fost tot. Ok, o să ne oprim aici. Și în episodul viitor o să completăm capitolul 2 și poate și 3. Și vom vedea, depinde cât de repede ne mișcăm. Aici văd că sunt 15, mi se pare că și la primul capitol tot 15 a fost. Și după aia încă 15, ok, e un joc distractiv, nu e rău. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și să mai facem episoade. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!